un lemn și acum e ceasul 11, pe la 2:30 după masă. Două brațe de lemne. Deci, dintr-un metru cub de lemne, la această sobă ajunge cam în jur de o lună și o săptămână. Deci, eu ard cam în jur cam 7 milioane. Sobele de teracotă sunt aproape nelipsite la țară iarna, pentru că sunt ieftine, dar și trainice. Statistic, 3,5 milioane de locuințe din România sunt încălzite cu sobe pe lemne. Acest localnic din comuna Bucovăț, din județul Dolj, are aproape în fiecare cameră câte o sobă. E o sobă de teracotă, o mai cârpim, o mai lipim. 7 milioane e mâna de lucru, mai ajunge 9 milioane teracota, deci cam în jur de 30 de milioane. Aici am făcut o baie și am trecut coșul pe acolo prin baie pentru că încălzește foarte, foarte bine. Vecinul său folosește o sobă cu plită veche de 20 de ani pe care gătește și își usucă hainele. Omul recunoaște că nu își permite să cumpere o centrală. Cum v-ar ajuta un program prin care s-ar acorda 10.000 de lei să luați sobe noi? Ar însemna o demolare a sobei. Un godin vechi de 28 de ani este singurul mijloc de încălzire în casa acestei femei din Bucovăț. Și-ar dori o sobă nouă care să țină cald mai mult timp, dar nu-și permite. Ăsta cât băgă mâinile, atâta ține căldură, cât nu, se răcește în casă. Prin programul Rabla pentru sobe propus de Ministerul Mediului, oamenii ar putea primi până la 10.000 de lei. Cu o condiție, ca noile sobe, șeminee, termosobe sau termoșeminee să aibă o eficiență de cel puțin 80% în ceea ce privește arderea. Noi stăm în bucătărie fără sobă. N-avem doar ce ne încălzim la răgaz. Când gătesc, atât. Rabla pentru sobe va începe într-o primă fază numai în comunele din cele 28 de județe ale țării din zona montană, iar banii vor fi alocați prin intermediul primăriilor.